Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem la ediția din 5 septembrie, seara, apune soarele peste praznicul Sfinților Proroci Zaharia și dreapta Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, dar și peste un praznic cu totul special, un pic grăbit poate anul acesta din punctul de vedere al multora, dar care cred că i-a bucurat destul pe copii. A început școala. A început școala așa, cu bune și rele, cu reformate și nereformate, cu luminoase și întunecate. A început școala, care e un mediu de viață, care e un mod de viață, care este, dacă vreți, o șansă pentru viață. Sigur că unii vor număra veciurile din fundul curții, alții vor număra legile, vor număra, știu, articolele bune și rele. Copiii, în schimb, n-au avut treabă cu aceste lucruri și de dimineață i-am văzut atât de bucuroși mergând către școală, încât l-am rugat pe Cristian să reluăm un pic filmarea și să ne vorbim față către față cu o țară întreagă care și-a trimis copiii la școală. Vă rog să aveți grijă de ei. Multe televiziuni au încercat să ne spună cât costă ghiozdanul din spate, cât costă pixul, cât costă penarul, deși știți că sunt penare pe un etaj, pe două, pe trei. Până la urmă, nu acolo e problema. O învățătoare a fost întrebată ce trebuie să pună copiii în ghiozdan în prima zi de școală, iar ea le-a răspuns multă încredere și multă speranță că doamna, domnii, profesoarele, învățătoarele nu îi vor trăda, că sunt de partea lor și că în școală, de fapt, ceea ce construim nu este doar ziua de azi, ci și ziua de mâine, mai ales ziua de mâine. O zi de mâine care în ochii multora nu înseamnă decât antreprenoriat, vânzarea copiilor pe cap de locuitor, când, de fapt, a crește copiii pentru viitor înseamnă a crește copiii pentru o Românie care să aibă mult mai multă încredere în ceea ce face. În fond, avem campion mondial la not și un român a traversat canalul Mânecii cu o sublimă așezare în efort, care, din punctul meu de vedere, ne arată că încă mai avem roade în ceea ce privește curajul și motivația. Cuvântul Scripturii de astăzi vine un pic și ne întărește cuvintele acestea. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, că El, bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să vă îmbogățiți. Nu suntem o țară bogată, cum ne lăudăm, sau suntem bogați, dar nu lucrurile cu adevărat vizibile. Dar bogăția cea mai de presă a plecat astăzi la școală. Încercați să nu le sărăciți nădejdea, să nu le furați speranțele și să nu ne batem joc de copiii pe care avem. Pentru copii, chiar dacă ora probabil că e un pic mai avansată pentru ei, sau poate pur și simplu nu se uită la televizor, dar și pentru ei, un pupic și o îmbrățișare pentru cei mici, o strângere de mână pentru cei mari. Aveți curaj. Aveți curaj pentru că, în general, colegul de bancă cel mai strașnic pe care l-aveți este Iisus Hristos, în ciuda tuturor aparențelor. Și vreau să nu uitați nicio clipă. Cei care vă vorbim acum maturi despre școlile noastre, o facem cu frustrarea celor care n-am avut aproape nici 10% din tot ceea ce aveți voi la îndemână astăzi. Cine nu vede cât a evoluat școala românească înseamnă că ține ochii prea închiși ca să vadă adevărul. Fără îndoială, mâine este o nouă zi de școală.